Surpriza anului în showbizul românesc, Laurențiu Reghecamp ar urma să devină din nou tătic, actuala parteneră de viață fiind însărcinată cu cel de-al doilea copil. Corina Caciuc se pare că a confirmat totul, astfel că cei doi sunt în culmea fericirii. Iubita fostului antrenor de la Universitatea Craiova a postat o imagine cu un tort pe pagina sa de Facebook cu ocazia zilei acestuia de naștere, iar mesajul este unul cât se poate de sugestiv. La mulți ani, iubirea mea! 1 plus 1 egal 4, care cel mai probabil este anunțul unei noi sarcini. Mai mult decât atât, aceasta a scris și un hashtag care ridică multe semne de întrebare. Big Brother, adică fratele mai mare, ceea ce indică faptul că ar fi pe drum un frățior sau o surioară. Desigur, felicitările nu au întârziat să apară, astfel că fanii sunt extrem de bucuroși pentru faptul că este posibil ca familia să se mărească. Tehnicianul, în vârstă de 49 de ani, trăiește de o perioadă bună de timp o frumoasă poveste de dragoste cu Corina Caciuc. Cei doi s-au cunoscut încă din perioada în care era căsătorit cu Ana Maria Prodan și după un scandal imens care a ținut mult timp primele pagini ale ziarelor, el a rămas alături de femeia care i-a dăruit al treilea băiat. De altfel, Reghe se afișează tot mai des în mediul online cu noua lui familie după divorțul de Ana Maria Prodan, iar internauții îl pot vedea adesea în rolul de tată și de iubit, nu doar ca antrenor de fotbal.